Radu până în selecționare? E ok, am început să ne cunoaștem, să reglăm relații de joc și este începutul unei noi generații. Cum a fost jocul din această seară? Am jucat împotriva unei echipe bune, din punctul nostru de vedere, care ne-a pus probleme pe anumite faze, dar per total eu spun că am făcut un joc bun. Lămurești puțin situația ta? În ce sens? În discuția dintre selecționeri și impresar? Nu știu, s-a născut o poredică, pentru că n-ai fost titular. Eu n-am vorbit încă cu impresarul meu, nu știu nimic despre ce vorbesc. Discuția este dacă ești deranjat că nu ești titularizat la Naționala de Tineret, în condițiile în care înțelegem că principiul de bază este să ai neprimitivă. Nu, dacă aceasta este decizia a selecționerului, cum a spus-o și în interviurile precedente, este decizia lui și o respect total, nu este... Nu sunt eu în măsură să-i critic sau să-i judec decizia. Dar trebuie să joci mai mult în această seară? Nu neapărat, deoarece mi-a dat niște explicații și, cum am spus, asta este decizia dânsului. Dar te-ai fi așteptat să joci mai mult tot ce un meci amical? Toată lumea te așteaptă să te vadă? Aceleași întrebare m-a pus așa. Da, mă lăsa dacă ești dezamăgit, dar... Deci, am zis, vă dați seama, toată lumea își dorește să joace cât mai mult și toți au acel orgoliu în ei să joace și să demonstreze cât de bun sunt. Ocazia mea va veni și eu aștept cu nerăbdare. Cum s-au părut colegii? Pentru că sunteți într-o prima acțiune așa, veniți împreună. Am niște colegi de bună calitate, foarte interesant și foarte de perspectivă. Eu spun că o să se nască o generație foarte frumoasă aceasta de U21. Ai fost la turneul final, te-au întrebat, nu știu, mai simtă presiunea asta vechii generații sau lucrurile generații care au jucat în finalul și Da, oricum, când este vorba de echipa națională, mai ales de U21, este o presiune din partea tuturor a României. Presiunea sau așteptări, bineînțeles că sunt, deoarece tu ești într-un rol de 24 de jucători care sunt cei mai buni din toată România sau și din exterior. Da. Care este planul tău, Radu, pentru sezonul ăsta? Planul meu este să joc. Da, planul meu este să joc cât de mult și să evoluez atât individual cât și cu echipa la care o să joc. Ai ales și pentru că vrei să joci mai mult, ai ales Da, bineînțeles, am pus în balanță toate opțiunile și am decis că aceasta este cea mai bună.